Când a venit la ucenici, duminică seara, Toma nu era cu ei. Întârzierea aceasta l-a costat mult. Pe de o parte constatăm că Domnul Iisus Hristos nu așteaptă după cei întârziați, indiferent cine sunt ei și care ar fi motivele întârzierii. De altă parte, constatăm că frații de credință sunt foarte interesanți. Dacă cei prezenți, colegii lui, îi vorbesc cu iubire și cu bucurie despre experiența frumoasă avută, pe parcursul anilor mulți îl vor acuza pe Toma, îl vor eticheta, îl vor așeza în categorii în care el nu s-ar fi gândit niciodată. Pentru a nu intra în nicio dispută, vreau să vă spun că sunt de acord. Toma a fost necredincios. Numai că de dragul adevărului trebuie să reafirm că Toma a fost necredincios într-un singur domeniu. Toma continua să creadă scrierile Vechiului Testament. Toma a continuat să creadă în nașterea Domnului Iisus Hristos, în viața lui fără păcat, în minunile lui, în învățăturile lui, în suferințele lui și în moartea lui. Da, la momentul pe care l-am luat în discuție, Toma nu credea în învierea Domnului Iisus Hristos. A fost rău. L-a costat mult. Dar trebuie să spunem că Toma avea multe părți pozitive. El își recunoștea necredința, el și-a mărturisit necredința și el a rămas cu frații lui și a așteptat ca Dumnezeu să îi facă și lui parte de harul pe care l-a arătat celorlalți. Chiar dacă noi spunem că suntem în Duminica Tomii, știți că astăzi nu este vorba despre el, ci despre noi. Întrebările nu le ridicăm astăzi în dreptul lui Toma, ci în dreptul nostru. Suntem credincioși sau nu? Credem din toată inima că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? Ne-am mărturisit public credința aceasta? Am trăit apoi conform declarației noastre? Cei care ne cunosc au ajuns la concluzia că Domnul Iisus Hristos cel viu este stăpânul vieții noastre? Toma a fost necredincios o săptămână și îl condamnăm aspru. Ce ar putea spune alții despre noi dacă am rămâne în necredință ani de zile? Poate chiar toată viața? Dragul meu, sper din toată inima că ești unul dintre cei credincioși, unul care ți-ai mărturisit credința și trăiești conform acestei mărturisiri. Dacă așa stau lucrurile, continuă să crezi în Domnul Iisus Hristos, să-L mărturisești și să-I ajuți și pe alții să ajungă la credință. În cazul în care, din anumite motive, încă ești în numărul necredincioșilor, nu a celor care nu cred total, poate a celor care nu cred în învierea lui Hristos sau a celor care nu cred în învierea noastră, aș vrea să te gândești cu seriozitate că starea de necredință nu te avantajează nici pe tine, nici pe alții. Fă din duminica aceasta ce a făcut Toma altădată, din duminica respectivă. Uită-te la dovezile pe care le-a adus Domnul Iisus Hristos. Recunoaște că lângă dovezile biblice și istorice, experiența lui Toma a fost scrisă acolo ca să te ajute pe tine să nu mai stai în necredință, să intri în viața de credință și de bucurie. Mai ții minte ce spuneam la început? Că Domnul nu așteaptă după cei întârziați? Să știi că la fel stau lucrurile și astăzi. Stai liniștit, și eu știu proverbul mai bine mai târziu decât niciodată. Dar dincolo de un proverb omenesc, știu un cuvânt dumnezeiesc.
Apostolul Pavel ne atrage atenția să fim foarte serioși, nu cumva să ne trezim veniți prea târziu. Eu cred că sunt în jurul nostru oameni care cred multe lucruri. Sunt oameni care au aflat despre împărăția lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Sunt oameni care sunt de acord cu calea lui Dumnezeu și chiar și-au propus să o folosească. Sigur, nu astăzi, puțin mai târziu. Nu știu ce înseamnă puțin mai târziu, dar știu că pentru unii, puțin mai târziu poate însemna niciodată. Ce motive ai avea să rămâi în necredință? Necredința n-a avantajat pe nimeni, niciodată. Nici măcar în cazul lui Toma, când vorbim doar de o săptămână, necredința nu l-a avantajat. Spre deosebire de Toma, tu ai mai multe dovezi decât el să crezi în Domnul Iisus Hristos. Încă o dată, dacă este cazul, dacă ești unul dintre cei care încă ai rămas în necredință, fă din duminica aceasta ce a făcut Toma din duminica de altă dată. Abandonează necredința, îmbrățișează credința, mărturisește-o și apoi trăiește în credință în fiecare zi. Hristos este viu. Crede-L, iubește-L și mărturisește-L.